Zebra Zelda, prima zebră din istoria grădinii zoologice Brașov, este pregătită să-și întâmpine vizitatorii. Aceasta a stat o perioadă în carantină pentru a se putea acomoda cu noua casă. După trecerea perioadei de carantină, avem în premieră prima zebră. E vorba de o zebră din specia Grand Zebra și se numește Zelda, este o fetiță de 2 ani și a fost adusă de la grădina zoologică Zagreb. În perioada următoare sperăm să reușim să aducem și un mascul. Suntem în discuții cu o grădina zoologică din Europa. Pentru noi e ceva nou, adică am așteptat-o, am aflat că a fost adusă și am așteptat-o să iasă din carantină și am auzit de dimineață că astăzi e prima zi și iată-ne aici. Fetiței, cum mi se pare? Cum ți se pare zebra? Bine. Îți place? Da. Chiar am observat că e nou. E bine. E bine că nu. Se vor atrage mai mulți vizitatori. Programul grădinii zoologice este de marți până duminică de la ora 9 la ora 20. Prețul unui bilet de intrare este de 10 lei pentru copii și 20 de lei pentru adulți.